Domn sergent, dar unde v-ați făcut tomografia? La cap, trașcă, la cap, acolo se face tomografie. De-aia zice și tomografie, se face la cap. Da, șeful, am înțeles, la cap. Dar la care cap? Cumva la cap canaveral, că ați venit cu astronautul după dumneavoastră? Hai, nu mă, e iepuraș, mă, că e frică de radiații să nu facă cumva tumoare. Mă înțelegi că e frică de tumoare și atunci gata, fă-i, poți să o scos, că ai și radiațiile de mine. Sigur? Sigur, le-mi dau în jos că e. Ia radiații, dai un pete de radiații. Ia și nu că-ți dau. Ia uite cum urcă tumoarea pe ea, ia uite. Și-o pe ea, și-o pe ea. Ce femeie, te-ai dilit? Doctor, e de la radiații. Ne-ai adus topografiile, doctore, cum ești? Sergent, ești un caz unic în analele medicinei. O să ajung celebru. Are creierul mai mare decât capul, ca Dobermanul. Are două creiere caporal. Două creiere? Exact, siameze. Unul a stat în amorțire și și-a revenit zilele astea. Te-ai lovit cumva la cap, sergent? Nu, tupita aia de Ema, iubițica, prințesa inimii mele, e Ema care... Am două creiere? Da, da, dar buba este că acum fiecare gândește independent. E care gândește... Wow, gândesc cu două creiere, înseamnă că sunt geniu, sunt... Ce independent? Mă rog, gândesc, e prea mult spus, reformulez. Se manifestă independent că, de fapt, sunt la fel de proaste amândouă. Sunt așa. Bine că e două. De ce avem?